Deci, bine v-am găsit. Da. Bine ne-am întâlnit astăzi în ședința Consiliului Local, pe data de 28.11.2019. Dacă s-au dat toate procesele verbale la comisie? S-au dat, nu? Am semnat toată lumea prezența? Da, sunt aici. Da, deci suntem 13, suntem domnul Proscelă, valid revizile de la două comisii. Da, de la toate trei comisiile sunt favorabile, deci avem toate documentele care sunt solicitarea celor patru proiecte de hotărâre și ordinea de zi. O să dau citire proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, s-a de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Mălgura și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliului Local al Comunei Mălgura, inițiat pe primar Costra Șurtache. Proiect de hotărâre privind aprobarea traseului pentru propunerile de transport școlar pentru elevi din cadrul școlii gimnaziale Emil Brăiescu Mălgura, Comuna Mălgura, județul Bacău, inițiator, primar Costra Șurtache. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de stabilizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, MBADIS, inițiator, primar Costra Șurtache. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărului 7 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Comunei Mălgura, județul Bacău, inițiator, primar Costra Șurtache. Discuții și interpelări. Înainte de a supune la vot ordinea de zi, aș vrea să supunem la vot procesul verbal din data de 31.10.2019. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal, dacă nu, haideți să supunem la vot. Acelea discuții, pentru că procesul verbal, eu cred că în totalitate ce s-a discutat. Credează, chiar dacă credea să fie concis, așa, la un moment dat se schimbă sensul unor fraze. Am înțeles. Cine este pentru? Abține. Abține? Da. Împotrivă? Deci, reabține. Da? Deci, pentru și supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abține? Primul proiect de hotărâre, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statutul de funcții și numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Mălgura. Discuții, dacă sunt, pe marginea acestui proiect. Cine este pentru? Abține? Abține. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea traseului pentru microbuzele de transport școlar pentru elevi din cadrul școlii gimnaziale Emil Brăiescu Mălgura, Comuna Mălgura, județul Bacău. Discuții? Mai este cineva la cuvânt? Domnul Talat. Vreau să... Două minute. Vreau să discut cu domnul primar dacă traseul ne servește... Cum? Dacă traseul ne servește toți copiii din comună. Am văzut că scrie idealul mare, dar probabil cei din Metalbac... Sigur, cum merge și Metalbac. Da? Da. Deci, aprobarea traseelor este făcută în urma, cum să vă spun eu, în urma cercetării, monitorizării, un timp a solicitărilor și a cetățenilor și din diferite zone ale comune. Adică nu ne-am gândit noi așa, aprobăm un traseu pentru că ne-am gândit că ar fi bine acolo. Merge exact la solicitări și nu știu toate condițiile și toate variantele. Din nou, nu sunt probleme. Domn Valentin? Dacă ar fi șansele să evităm oprirea microbuzului în curte. Deci, foarte de știu că nu e mai șercul, deci foarte periculos. Nu de asta școlar. Vorbim de școlar, nu și de școlar, da? Nu pe o creștere.
Dacă vă referiți la stații, mă gândesc, asta trebuie să spun cum neapărat ce au școlat. Nu, vorbesc de la școlar, că ăla nu mai zic de la... Dar și ăsta la fel vă zic. Și nu e ok pentru că... Trebuie să comunicăm către angajații de Metrobus și să oprească numai multe... Câteva inimii. E periculos pentru copii, pentru noi, care pot să aștept câteva secunde, dar... Pleacă la din după... Dacă vă referiți și la transportul public, efectiv nu putem avansa alte stații. Da, dar cam toate sunt. Pirața traseului nu-i cum. Adică... E rostat din copii. Dacă pornim de la podul cartelului, cred că doar una singură, la Vasile Doctem, amplasa așa cum prevede legea. Dar acum mă gândesc așa. Chiar dacă este în curbă și plinii continuu, putem aștepta în spatele autobuzului, două, trei, un minut, secunde, 10 secunde, o jumătate de minute, știu cum... Nu, aici cea mai mare problemă e de... Da. Când pleacă omul de după microbuz, aia e problema, nu că stăm noi câteva secunde spatele lui, știți? N-avem cultura aia să ne dăm jos, să stăm, să plece ăla. Plecăm, când îi grăbim acasă. Da, foarte bine. Poți să-l arde, oprești în mașină și nu faci în spate. Doamnă Talal, a luat intervenție? Vă rog să-i puneți... Nu am vrea să mă mai vedeți, că sunt aliți cetățeni care au vorbit că unul din șofer nu coboară stres. Domnul primar. M-a spus. Da. Deci se-i pune în vederea șoferilor. Șoferul de la microbusul școlar. Da. Să coboare, să asigure, pentru că unii lasă... Așa și există pericolul să se accidenteze. Adică când se oprește, trebuie șoferul să... Copare, să asigure că acești copii ajung în siguranță acasă. Da. Dar părinții se aștepte, aștept șoferul să-i ducă, să-i ducă. Părinții la serviciu. Ar trebui. Dar pentru că, domnule, adică sunteți spun de atenți, nu-i lasă de să-i dame viață. Dar nu se crea asta dacă îi pune în vedere șoferul să... Nu-i rău. Nu-i rău. Sigur, sigur, să pun și un bărbat. Deci să o crească în minte. Lasă-o lege. Să oprească linie dreaptă și să asiste efectiv, să-i asigure, să-i asigure, securitatea la Bucurării. Exact asta voiam să vă spun, legat de opriș și stații, ar trebui totuși stabilit într-un mod legal să fie, pentru că în cazul unui accident și la cercetări, atunci o să fie o doară mai mare. Adică să fie stabilit, acum noi nu poți să-l avem din poartă în poartă, dar totuși ar trebui niște opriri făcute obligatorii și sau în stații în care sunt cu vizibilitate, de asigurat că asta cu oprit cu spate și așteptăm, nu știu dacă e valabil pentru ăla care vine comun pentru prima dată. Deci, acum mai hai, că suntem aici, locali, dar sunt alții care așteptează comuna asta, nu? Nu poți să stai să aștepți, să mai știu eu ce nu cunoaște zona. Deci ar trebui niște locuri stabilite, să asiguri vizibilitate, să fii cât de cât pe condiții decente și de acord cu dumneavoastră, că o să intrăm în conflict cu părinții, care fiecare vrea să-și vadă copilul nostru când mai aproape de casă, știți? Așa este, dar copilul nu poate să-l aleze și poate că nu se ocupă până acasă. Cineva trebuie să-l ia, nu? Să o însoțească. Și aici sunt niște responsabilități care sunt părinții, responsabilitatea lui. Cum noi ne asumăm niște responsabilități și părinții la responsabilități. Vorbesc un pic și cu doamna Dreco și până la urmă să dau cu știi nevoie să stabili chiar pe hotărâri de consiliu. Un regulament. Un regulament care trebuie să oprească, indiferent că sunt de acord să reziți acolo. Ca să le-a... Ești din cauza, ca să le-a ceva... Pe idee foarte bună. Da. Doamne, Dreza? La capitolul ăsta am avut o intenție ca să-i invit polițistul nostru local, puntez doar pe subiectul ăsta acum, ca să-și vadă atribuțiunile dânsului referitoare la în domeniul circulației pe drumurile publice și care ar fi sarcina lui. Am mai intenționat să-l pun în colaborare cu școlile. Am stat de vorbă cu doamna directoare, a fost foarte reticent, el a spus că nu are timp de așa ceva, el își duce nepotul la școală și nu are timp de rezolvat problemele noastre. Spun doar una, asigur influența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semne reglementare de oprire, de orânduire și așa mai departe. Păi dacă noi avem un om pe care îl plătim și avem ceva probleme, el trebuie să vină să ne sprijine.
Da. Dacă vrea să lucrezi, dar dânsul a refuzat total, deja a plecat cu o oră mai devreme, ca nu cumva să fie incoptat, să vadă despre ce vorba și ce sarcină ar avea de dus la îndeplinire. Pe parcurs, vă mai aduc la cunoștință și multe alte probleme. Păi dacă, domnul președinte, să ne uităm, dacă e să ne uităm, procesul local este vorbirea primară, nu? Eu propun ca domnul primar să-l chemi până la sfârșitul ședinței, că va mai dura ședința. Nu cred că stă la Texas, stă aici în comună. Nu poți să-l chemi în afară ori. Ba nu, a plecat din timpul programului la ora 3. Noi suntem la diverse, să stăm până ajunge dumnealui, ajunge și noi la diverse și stăm și discutăm anumite probleme ce țin de funcționarea serviciului de poliție comunitară, locală. Cred că eu distrug. Timpul la sfârșitul ședinței, ca să apară și dumneavoastră, pentru că la nimic nu potrivă. Nu sunt nici sincer derajat de faptul că domnul Vici semnalează anumite disfuncționalități, ca să zic așa. Dacă fiecare e angajat, dar poate suferi o corecție, o îndreptare, o mustare eventual. Să pune că e ce bun. Eu vă spun că este subordinea mea, dar nu stau eu efectiv toată ziua să mă urmăresc. Nu mă urmăresc cu domnul Vici. Ce ar trebui să stau să mă urmăresc toată ziua pe domnul Vici sau pe Marcel? Dacă ies în sărare sau unde? Nu, 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 cred că trebuie să pus în vedere. Mă ascultați un pic. Trebuie să pus în vedere în mod scris. Domnule, ia, asumă-ți, ia-ți organigrama, citește-o. Dă și un extemporal până la urmă, că ai luat la cunoștință despre ce ai făcut ziua. Și efectiv, să-i duci la îndeplinire. Și vă spun să mai mult pe aici, mai adevărat, cum ai făcut o adresă prin care solicită. Să-i punem la dispoziție procesii verbale cu care, efectiv, să amendeze sau să dea avertismente celor care încalcă legea. Cred că și la comandă, nu de procesii verbale în sensul ăsta, ca să aibă obiectul muncii cu studiul dumnealui, domnule, eu mă duc, dar cum fac, ce fac? Ca idee, ca să vă spun așa din discuții care le-am avut. Adevărat că poate nu și-o luat prea în serios treaba, dar putem să-l corectăm, pentru că e bine să facem și lucrul ăsta. Dacă vedem cum nu se hamă la treabă și nu găsești calea, poate vede și cărarea, până la urmă numai drum, trebuie să-l ducem la adevăr. Stimați colegi, sunt de acord cu această discuție, însă trebuie să o avem la discuții și foarte periodic. Avem un alt proiect de ordine de zi, corect de față. Cine este pentru? Proiectul hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salvizare al unităților administrative teritoriale. Doamne primar, aveți cuvântul? După care trebuie să ducem la șuita, toate mateu. Despre ții? Despre ții? Despre ții? Despre ții? Despre ții? Doamne Berușca? Ar putea să-l întrebi domnul primar. La ședința trecută, noi am aprobat și cofinanțarea serviciului de salubritate. Am mai aprobat alt act adițional cu adisul. Da. Am mai aprobat și instalarea 20 de pubele sau 20 de locații noi de rasa comunei. Spuneți-ne, vă rog, câte s-au mutat? Dacă s-au mutat în 20 de locuri? Nu. În 10 puncte. Haideți să discutăm deschis. Când avem ce să spune. Am găsit din cuvință să mutăm în 10 locuri care, într-adevăr, să ne avantajeze. Adică cum efectiv să ajungă. Ca să identificăm 20 de locuri, să le punem, eu știu, doar ca să avem 20 de locuri și să spun așa în locuri care ar favoriza abandonarea deșeurilor, a gunoiilor lângă tomberoarele astea, am zis că este bine să le punem în locul, zicem, de tradiții. Unde am avut noi țarcuri cu pieturi. Cam așa le-am distribuit. Dar domnul Vici bărbat din amâni mai. Bun. Domnul Vici. Haideți spuneți dumneavoastră unde e exact unde le-am pus ca să... Vreau să vă pun un mic completare când începe domnul Vici. Să faceți și o informare pe pagina oficială a primăriei, în care s-a anunțat locațiile respective, programul de ridicare a gunoiului. Și ce a făcut și niște poze în cursul zidează chiar să le... Și mai am anunțat și dacă au mai rămas țarcurile pentru peturi. Sunt și alea, vorba și alea. Locațiile unde sunt, ca oameni să știe să fie mai ușor, pentru că... Alea sunt mult mai mult. Aș vrea să intervin și apoi să intervenim în țămea, după aia nu mai am nimic de spus.
legea asta la care face referire, regulamentul ăsta care îl aprobăm acum, e în baza unei legi care e aprobată de foarte mult timp și ține de colectarea procentul de 40-50% la un an la altul. Noi știam de lucrurile astea. Acum ajungem la stadiul în care, dacă noi nu vom implementa și nu vom reuși să colectăm selectiv, vom fi amendați. Ceea ce e deranjat. Adică, e complicat. Dumneavoastră aveți dreptate. În condiții în care noi nu reușim să colectăm suficienți bani, împreună cu operatorul Ucrei sau Ocidatii și am adus cazurile alea de pe cred că încă din 2012. E adevărat că până acum nu s-au făcut mari lucruri, dar nu numai la Comuna Mădura. S-au luat această hotărâre și am aprobat și noi acte adiționale de distribuire a acestor containere. Abia de, cred că, din 2 luni de zile, domnule Geon. Ca o luni de zile, nu ceva de așa. Au fost distribuite într-adevăr de operatori de salubritate. Este puțin. Într-adevăr, noi va trebui să ducem o muncă efectiv de conștientizarea populației vis-a-vis de cât este de vital ca să selectăm gunoiul și să nu mai abandonăm așa la grămadă. Pentru că, dar nu vom reuși la cuantumul la care se dorește. Cu siguranță vorbesc, dar măcar parte din el. Măcar parte din el, pentru că restul de menajer sau restul de reciclabile necolectate înseamnă bani plătiți la bugetul local. Adică oamenii ar trebui să înțeleagă că, de fapt, tot banii vor să duc la fondul de mediu, atâta timp când nu înțeleg să selecteze deșeurile. Ideea e că domnul primar apuntă că vine e vorba de educație aici. Deci sunt toate instrumentele puse la dispoziție. Sunt și operatori privați care fac colectarea deșeurilor reciclabile. Însă, nouă ne trebuie o campanie de educare și conștientizare. Din punctul meu de vedere, asta cred că ar fi cea mai benefică. Mă scuzați că am intervenit, domnul Valentin, cu oferă domnului Dumnezeu. Nu, domnul Vice și după. Stimați colegi, am să răspund domnului Lucian. Am plasat cele 30 de cuvele în 10 puncte, după cum urmează, Valea Măguri, intrarea în Măgura de 11, la blocuri, în spațiu Baciu Blocuri, dealul Cușbicului, strada Biserica Nouă, pentru că acolo tot așa persoane grupate și care știu ce au de făcut, așa, colț cu prietenii, la Dumitraș cu Grihan, la primărie, la Leonică, la Moară, la Cavalero și la blocuri, la Pal, pe drum bisericii. Mai trebuiesc pubele și în multe locuri. Dar nu există, asta nu este forma cea mai indicată. O să vedeți. Eu ca persoană, acasă, am deșeuri menajere și am și deșeuri din recipienți. Sunt tentat dintr-una să arunc direct la coșul de gunoi. Am desfăcut pâinea, eu am ambalat din plastic, îl fac așa și îl pun acolo. Deși eu nu sunt pregătit la mine acasă ca să le pun pe fracții. Adică să pun nailonul la nailon, petul la pet, doza de bere la doză de bere, cartonul la carton. Și atunci, obișnuit, țin trecut cu toate astea, ajung tot în găleata de gunoi cu el. Punctele de colectare sunt la o distanță X față de mine și față de dumneavoastră. Deci, plecând de la mine, fiecare om am avut capacitatea ca să mă transpun, băi, să acum în camine fac toți. Noi trebuie să căutăm acum o formă și vă spun de unde e. Și ajung iar acolo. Să ajungem la niște sacoșe pe culori, omul să plece pe ele de acasă, îndea un brut, pleacă pe ele de acasă, duce direct la recipienții ăștia. Când nu-ți duce omul cu buzunar, cu o bucățică. Dacă ascultați-mă până la capăt, vă rog să nu interveniți. Mergem din nou la atribuțiunile polițistului local, ca să vedeți de unde vine. Și spun așa, pentru toată această poveste are legătură cu protecția mediului. Și spune așa, polițistul local controlează respectarea prevederilor care privind condițiile de ridicare, transport și depozitarea deșeurilor menajere și industriale. Supravechează depozit deșeuri aflate în circunscripția teritorială a comunei pentru prevenirea declanșărilor incendii, consecințe negative și așa mai departe. Sesizează autoritățile și instituțiile publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică. Și așa mai departe.
Deci ajungem el acolo. Dacă el nu vrea să-și facă treaba, că i-a spus, du-te după, hai mă, să mergem după mașina. De noi să facem ceva, trebuie să scadă cantitatea de noi. Du-te, domnule, de ce nu merg după nicio mașină? Ce vrei? Asta a fost atitudinea dânsului. Să nu credeți, să nu credeți că vă spun lucruri lipsite de bun simț. Așa mi se întâmplă. Dacă considerați că noi cheltuim, am cheltuit peste 1 miliard cu dânsul până acum, cu salariu, mâncare, haine și așa mai departe, ca să ne convingem că el, ca și calitate umană, nu este bun. Domnul primar este tolerant și vrea să-l aducă pe calea cea bună. Ca un bătrân. Mihai, iar cum să dăm subiect la domnul. Eu cred că domnul primar poate să-i ceară un raport de activitate, să ne prezinte, să vedem și noi despre ce e vorba. Dacă nu, se trece la penea vreodăți. Așa, domnul Valentin. Un plan, am vorbit cu domnul Vicișoane de ședință, ne interesează cel puțin noi la blocul, care chiar colectăm, pentru că suntem mulți și spații mic, un plan de ridicarea deșeurilor. Ritmicitatea de ridicare, da. Deșeurilor care sunt colectate. La noi s-a pus un begonul de carton, ne-a mai dus domnul Vici, unul, sunt pe cu două acum, într-o zi s-a umplut. Ok, a fost de Friday, mai încercăm să le mai pliem, dar nu putem sta cu un tomberon la 150 de apartamente. Deci două. Adică să vină, nu știu, să vină nou. Dacă vrem să facem civilizații. Pentru că așa omul vine. Nu. Așa omul vede la pentru că nu mă spun, selectează. E drept la replică. Domnul Vicen, domnul consilier, în faza asta, vin la solicitare, dar să nu am mai puțin de 4 recipienți. Pentru că noi le-am stabilit cursa, am stat de vorbă cu dânsul, dar din mers vom stabili data, deci perioada este o dată la 2 săptămâni, și vă spuneam mai înainte. Sunt zone unde lumea are un grad de civilizație mai ridicat decât în altă parte, conștientizează din mers că serviciul ăsta trebuie făcut altfel, și trebuie să ajungem și la asta. Deci mâine, de exemplu, va veni în toată comuna și ridică. Un exemplu, două de cartone sunt la noi. E că sunt mai multe două ce este vorba, dar tot la fel nu... Doamne Niță? A vorbit din conștientizare, a spus accent, numai că nu s-a vorbit aici, dar fără o informare corectă și în toate modurile posibile, prin triante, prin afișaj, prin pagina primăriei, în ceea ce privește modul de colectare, folosirea recipienților respectiv, în mod corect, orarul de colectare. Deci toate astea se face pe baza de informare. Mă așteptați ca oamenii să trezitești așa de peste noapte, să devină așa de sensibil și să le apunce să pună hârtiile și recipienții unui trebuie să mai știu ce spate. Deci trebuie făcută campania de informare în mod corect. După aia să cerim la oameni să-și facă treaba. Eu cred că asta e sarcina noastră, în primul rând, să încercăm să sensibilizăm din punctul ăsta de vedere. Deci informarea se face în toate căile posibile. O să nu afișaj, avem nenumărate căile de a face chestia asta. Ca să nu mai avem pisica moartă în spatele omului, că nu știu ce m-au pus, n-au făcut. Hai să facem noi treaba. Nu e pisica, nu. Asta ține să știți că nu mai la noi. Eu ca să vă dau așa, statistică, ideea așa. În 2012, când am intrat de cei mai erau nelorociri cu pentru pe ieția toate. Odată ce am adus, odată ce am adus sacurile astea, domnul tău, vorbesc eu. Dar n-ați luat, nu vă dă cuvântul domnul. Eu sunt primar și așa. Ce sunt detalii, da? Domnul Păcenti, vă rog frumos. Aici sunt primarul, care să ia cu Dumnezeu, lăsați. În timp am constatat că oamenii și-au dat seama de importanța respectării, eu știu, și a celorlalți cu care îi conversuiesc, cu care pe care, eu știu, îi deranjează într-un fel, aruncând și abandonând tot felul de deșeuri. Erau mai ales pe curaie, era plin de fecare. Am pus sacurile și am văzut că lucrurile au început să miște. Până la ora asta s-au schimbat în mod, cum să vă spun eu, total. Și viziunea oamenilor față de mediu, față de perioada despre care vă vorbeam. Domnul viceprimar a făcut niște pleate. Au fost distribuite prin comună, o să mai mediatizăm și pe statul primăriei. Puteți să faceți și dumneavoastră, poate dumneavoastră, că nu deranjează pe nimeni. Adică să găsim soluții, să-i informăm pe oameni de importanța
acestui lucru, de a cum, de a selecta, de a colecta selectiv. Mă scuzați, mai rău, în dealul mare ați amplasat ce recitem din astea? Vă rog, domnule. În dealul mare am avut un țarc. Da, vă rog, domnule. În afară țarc. Vă rog, domnule. La proiectul ăsta de hotărâre o să dau mai des cuvântul domnului viceprimar. Exact. La capitolul dealul mare, am stat de vorbă cu cetățenii de acolo. Am avut neplăcuta surpriză ca fiecare să nu cumva să vii cu el să-mi pui în poartă la mine, că e generator de mizerie. Da. Am avut chiar în poartă la domnul la domnul Niță, nu știa ce să mai fac, era prindere. La Gheorghiță, sus. Și nu-i găsesc, nu-i găsesc un loc. Eu sunt pregătit ca să-i duc. Sunt pregătit să-i duc, trebuie să-i duc ceva acolo, dar toți spun, toți spun de, de recipienții ăștia, pentru că lumea vine și-o pune pe lângă el și... La aici e jos, domnul primar, aici e jos la zidul ăsta, auzim, urcăm pe domnul Badean. Nu prea e, bă, exact asta e problema cu care ne confruntăm. Nu prea avem spațiu necesar. Bă. E nevoie de ceva spațiu să pui două, trei bubele, unul de apă și cu țarcul de piele. Aici cam stăm un pic, suntem un pic strântorați, dar o să găsească, domnul, ce o soluție acolo. Iar la capitolul, mulțumesc, la capitolul publicitate am făcut 500 de gliante în prima fază, am mers, am stat de vorbă cu doamna director, am găsit sprijin la dânsa și s-a dat prin copii începând de la cel mai mic până la cel mai mare ca să meargă la casă. S-a făcut și o instruire din sensul ăsta, micuțe la școală. Băi, copii, despre ce este vorba? Avem obligația să facem, adică am început cu ăștia mici. Și ăsta, nu-i vreți ca să spui de mamă. Da, am, mai am... Domnul Chitica, aveți cuvântul? Domnul Chitica, domnul Tavau, domnul Dăscălescu și domnul Tristor. Eu renunțau la diverse. Domnul Tavau? Domnul președinte, îmi place când iau cuvântul, sunteți două minute și adică mă atenționați. Pe alții ați lăsat să vorbească mai mult. N-am vorbit nimeni mai mult de domnul. Apreciez, o să vorbim, nu mai contează, o să vă uitați în primar. Eu cred că... puțină licență, domnule, când vorbesc. Eu când v-ați vorbit, nu v-am înțeles. Domnul coleg, nu vorbesc cu dumneavoastră, domnule, chiar nu v-ați prins. Haideți să vorbim pe proiectul lui domnul. Eu cred că 30 de bubele sunt puține pentru comuna Măgura, care este destul de mare. Eu cred că trebuie pus în mai multe puncte. De exemplu, în dealul, în dealul mare, unde este parcare la biserică, este spațiu suficient. Numai de aceeași problemă este că oamenii să fie civilizați, să nu arunce pe lângă. Lângă stadion, spate pune acolo, este spațiu suficient, de exemplu, în Crihan. Numai că aceeași problemă. Deci problema asta tot, că, așa, domnul vice, eu sunt de acord cu el că polițistul local trebuie să se ducă, nu neapărat să aibă proces verbal să amendeze. Nu asta e interesul nostru, să amendeam oamenii. Interesul nostru să-i avertizăm și să-i spun, băi, ridicai dragul. Chiar dacă n-are proces verbal, n-are chetanțeri, că nu asta e interesul să dăm mai multe oameni, interesul este să-i aducem pe calea cea bună să nu mai arunce. Și poate să-ți ducă să-i dau un avertisment. Nu că, gata, hai, până acum nu putea să facă că n-are... Dar și avertismentul tot în procesul verbal să trece. Doamne, poate să fie și un avertisment. Poate să fie și un avertisment. Poate să fie și un avertisment verbal. Adică treaba este la dumneavoastră. Asta nu este prima dată când domnul primar ridică problema care există, că domnul polițist sau mușcare care trebuie să-și facă treaba, nu-și face treaba. Noi, prin noi, eu nu știu dacă își face sau nu-și face. Nu iau apărarea lui, nici nu vreau să-l îngrăt. Dar ar trebui să rezolvați problema între dumneavoastră și domnul vice. Adică de fiecare dată domnul vice vine și spune că nu știu ce mai trebuie nici domnul vice. Nu înțeleg acum treaba asta. Poate asta înțeleg. Păi dumneavoastră vine și spuneți că... Eu vă spun problemele pe care am cu respectivul. Și respectivul este subordonat. Nu am vorbit cu două ori. Și... Hai cum am vorbit. Respectivul este subordonat domnului vice. Așa și domnul primar cu frate. Adică veniți voastră cu niște altoare. Nu trebuie să trebuie doar plângeți la noi domnul vice. Trebuie să-i spuneți un primar, domnule, vezi că omul de subordinea dumneavoastră nu-și face treabă. Am adus la cunoștința Consiliului Local starea de fapt a unor lucruri care duc la situația de acum. Chiar la noi. Chiar la circulații.
Despre ce vorbeam înainte? Bun, deci tot domnul primar care... Păi da, cum nu vorbesc de polițiști deci local? Este exact ceea ce spuneam, nu avem o problemă cu asta. Nu înțeleagă cineva că începe să ne injectăm aici, avem polițiști local, nu chiar. Poate o scăpare. Nu cred. Poate scăpăm de dânsul. Nu cred că... Asta e scăpare, da? Nu sunt din maniera asta, nu o să te rezolvă lucrul din maniera asta, este persoanele rezolvați. Știu eu ca și ceilalți acolo pe noi. Vreți luate măsuri, trebuie să te pus la punct, să vedem ce gândări, ce vreți să facem. Vreți colegi, iar vorbim despre polițiști locali. Da, și vorbim iar despre polițiști locali și o să spună diverse. Domnul Stălescu, aveți cuvântul. O dezvoltăm atunci. Eu cred că printr-o bună mediatizare și chiar și din partea dumnealui. Ceea ce presupune selectarea noului, cel menajer, cel bun de selectat, cu populația. Și eu chiar o să-l pun în sfârșit, o iau la trag și du-te și în parte pleacă, vorbește cu oamenii. Să vedem ce se fac. Vă să continuăm. Deci eu cred că 30 de copii sunt puține. Dacă ei se face dumneavoastră sub solicitare, se aduce mai multe, pentru că cu cât sunt mai multe, cu cât înseamnă că este un spațiu de stocare mai mare a deșeurilor menajeri. Asta este unul. Doi, sunt oameni care nu au puperii. Am mai zis data trecută că trebuie să luăm niște punci, din banii Consiliului Local, să le dăm la oameni, picurilor, chiar dacă nu avem posibilitate să luăm puperii pentru oameni, și să luăm niște punci, să le dăm la oameni să le considerăm. Domnul Vici a zis atunci, pune cu oameni. Nu știu dacă trebuie să ți-am dat 10 punci, 10 punci îmi dai timpul noi. Adică, Deci cum ați postat, domnule, nu vă ridicați, să uitați ce aici. Carton, sticlă... O iei la menajer. Vă dau un răspuns, dar trebuie să... O secundă, sau se poate întâmpla cu zavăși în oraș, toate puperile pus la grămadă și pusă tot. Se va așa face acum. Am să vă dau un răspuns. Nu ceea ce privește... Asta să-ți răspund. Haideți să înțeleg. În ceea ce privește dotarea comunii cu mai mulți recipienți, e un efort financiar foarte mare pentru Soma, am discutat problema asta. În ceea ce privește dotarea comunii cu puperile, avem șocul acut de adresă făcută săptămâna asta pentru 500 de puberi. În ceea ce privește ritmicitatea ridicării deșeurilor de carton și de ambalaje, în general, vom stabili o ritmicitate în funcție de cantitatea de deșeuri acumulată. Nu se poate face treaba asta în două săptămâni. Disciplinarea se face ala lung. Are dreptate domnul Tălar când spune, dacă am avea un număr mult mai mare, ele ar fi plantate mult mai des, omul ar se aduce cât mai aproape și îl duce acolo. Asta este un impediment. Dar eu iar mă întorc și spun, dacă am chizuit bine banul public și nu l-am dat prin polițist părăvăț, cu miliard ceva cum bani la punici, de la acea problemă. Domnul Tristaru și cum ai zis în prăvăț. Domnul Tristaru? Da. La salut, deja naștem o creștere din punct de vedere a educației oamenilor. Având în vedere în 2004, când am intrat ca primar și am făcut pentru prima dată serviciul de salubritate care nu exista, până acum observăm că, într-adevăr, populația conștientizează și, întotdeauna, observ că este un serviciu care cred că ei se bucură pentru că l-au și trebuie ca să se implice pentru ca să păstreze și, totodată, ca să evoluăm. Mai ales că acum se face selectarea pe partea selectivă a gunoiului. Partea selectivă a gunoiului este beneficiul proprietarilor, celor care beneficiază de aceste servicii. Pentru că prin selectare vor plăti mai puțin la întreținere, la salubritate. Asta am spus-o în ședința anterioară și am spus în felul următor. Doamne, dacă totuși, ca să putem duce cât mai bine spre îndeplinire ceea ce ne-am propus, am spus că polițistul comunitar să meargă prin comună împreună cu cei de la care sunt la gospodărie, iar să facă un tabel pentru cei care, adică la fiecare care l-a informat, să semneze pe tabel. Am spus în ședința anterioară.
Până când, că atunci nu poate să spună nimeni că nu a fost sau nu a fost. Și avem și noi o verificare cât mai strictă asupra la ceea ce ne dorim ca să facem pentru Comuna Mândră. Deci eu consider că trebuie dat scris. Vreau scris către cei care normal să vor duce când vine mașina de gunoi, că atunci informația va fi cea mai aproape de cetățean, de cel care normal beneficiază de serviciu. Mulțumesc. Aici pot să zic că, pot să iau și eu un pic cuvântul, pot să zic că sunt de acord cu domnul Cristalu, cu anumite aspecte. Unul la mână că trebuie polițiștii locali să se ducă până, să se ocupe un pic să-și vadă execuții. Doi la mână, trebuie să ne gândim și la o formă de sancționare în caz de nu se conformează. Trei la mână, nu sunt de acord cu faptul că zice că dumneavoastră a implementat serviciul de salubritate în comună. Domnule, da. Cristalu se implementa orică erați dumneavoastră primar, orică erați. Niciodată. Ba da, salubritatea s-a implementat în toate comunele județului. Domnule Berușca, aveți cuvântul. Da, am discutat cu toți despre salubritate, dar n-am discutat despre proiectul de hotărâre cu ordinea de zi. Exact. Acum am asuprat... Când ai dreptate. Întrebarea este în felul următor. Ne putem asuma acest regulament? Noi, Consiliul Local, pentru că avem logistica, atâta timp cât avem logistica necesară, putem să ne asumăm că poate de anul viitor vom primi penalități în acest sens? Dacă nu ne asumăm, ordonanța 74/2018, nu te treabă dacă au regulamentul sau dar trebuie să fie un început, dar trebuie să facem pașii ăștia. Trebuie să fiziți la început, da. Să facem tot posibilul, să mărim logistic, adică număr de pupele, să fim într-un fel organizați, ca să putem să ne ajungem la partea preconativă. Am zis bine, te-ai cam zis greșit? Pe cunia. Să ajungem să nu fim penalizați, asta e foarte important. Că și așa stăm lor cu calculul ce țin de gunoi, că niciodată nu reușim ce încasăm, să ne completăm, să fim din aceiași bani. Că tot timpul să pun bani de la bugetul local de salubritate și nu trec în jumătate că spun lucrul ăsta. Că am făcut niște lucruri de scurt și ieșim pe minus. Dar nu e de dar am, asta era întrebarea, vă mulțumesc. Doamne, Talala, vă spune cum? Deci, mulțumesc și 2 minute. 2 minute. Problema cu ADES, știți, ori la Tuban, ori la Tuban, o să ne spună că s-a făcut un monopol și vrei, nu vrei, vrei Grigore Agar, trebuie să votezi, să așa, chiar dacă nu votezi, tot dacă nu s-ar. Așa că, bun, aprobăm, eu cred că, deja doar aprobăm, pentru că oricum o să fim sancționați, dacă nu-l aprobăm, vom fi sancționați pentru că... Mai problemă. Așa, dacă l-am aprobat, nu vom fi sancționați. Deci este singura soluție este să ne grăbim, ca să nu plătim bani la amenzi și la... Așa, singura soluție este... Dotarea cu pupeni. Dar asta este singura și... Să promovăm chestia asta. Educare. Asta este cel mai important. Informare și pupeni. Adică tu deja duci omul... Informarea fără dotare. Dar tocmai de asta. Asta deja nu-i duci. Stați un pic. E vorba de respect. Aici lăsați colegul nostru. Mulțumesc. Deci degeaba le duci omul, dacă nu ai, îi spui, doamne, și ceva pui la plastic. Dacă el nu are pupele de plastic, și tot acolo, la carton pune. Mulțumesc. V-ați încadrat pentru 15 secunde. Am în față regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău. Regulamentul are 87 de articole. La articolul 85, articolul 3, spune în felul următor. Constatarea contravențelor și aplicarea sancțiunilor se face de către autoritățile locale, primari, de împuterniciții președintelui ANRSCQ și de către poliția locală, de către autoritățile a zis Bacău. Vă rog să... Nu o secundă, stimați colegi, într-adevăr, aveți dreptate. Am ajuns de râs. Eu vreau ca să vă spun altceva. În vedere colaborarea mea cu domnul primar foarte bună, o să-i spun că atribuțiunile polițiști locali
au fost semnate și vizate de dânsul și contrasemnate și vizate, nu contrasemnate, și vizate și doamna secretar, care le-a extras de undeva. Și eu mi-am arătat poziția față de doamna, nu, ca să mă vedeți în cameră, ca să mă vedeți, ca, eu am spus poziția mea, că ăsta nu-și face treaba. N-ați extras din el, l-ați extras pentru el și l-a făcut nimic. M-am extras de lege. Iar la anexa 2, la anexa 2 aici, spune și sancțiunile care poate să le aplice și cum poate să le aplice și pentru ce trebuie să le aplice primarul și polițistul local. Toate aceste sancțiuni prevăzute în regulamentul ăsta duc la scăderea cantității de resturi menajerii și creșterea cantităților de deșeuri de ambalaje, care va determina o plată mai mică. Dacă noi mergem în ritmul ăsta, fără să facem rost de ambalaje mai mici, care să ajungă la recipienții mari și din informarea populației, ajunge prin care. Creșterile chiar sunt putere. Poftiți? Nu știu, nu mă întrebești. Domnule Chitic, am vrut în prima fază să vorbesc la diverse, dar văd că facem ce facem și ne ajungem la poliția locală. Domnul primar, am o rugăminte la dumneavoastră. Eu, ca să fiu sincer, am avut discuții și cu polițistul local. Avem mijloace electronice să facă un raport, să scrie ce face. Că el s-a plâns, că n-are chitanțier, că n-are nu știu ce. Scrie, domnule! Scrie, primim pe mail, îl citim, îl... Întoarcem pe toate părțile și vedem ce se întâmplă. Acum vis-a-vis de ce spune de asta, domnul Vigil, să stau în știți, știți de câte ori a cerut raportul lui, da? Colegii știu. Așa. Nu știu, are într-adevăr procesele mari cu care și vă referi la vreme. Acum, sincer, eu ca om, așa, nu neapărat ca primar, nu voi fi niciodată de acord că trebuie cu oamenii sancționați, cu amenzi. Trebuie să conștientizați, să spun, băi, omule, ia să înțelegi că e bine și pentru tine și pentru ceilalți cu care locuiești în comun. Asta să trăim într-un mediu sănătos. Domnul primar, mai dați un drept la amenziile. O altă greutate are avertismentul scris decât cel de exact, mai. Exact. Aveți are deja. Are altă... Proces la treaba asta. Îi cumpărăm și procesul pe bani. Să aibă obiectul muncii, cum spui, domnule, dar eu aș da un avertisment cuiva. Cum să fac lucrul ăsta? Fugeți după căruțile de lemne. Păi treabă pe oameni, dacă au un astfel de ce ai de să facă. Păi domnule, să scrie ce face, domnule, poate că el face, poate că el are activitate și noi nu știm. Da, domnule, nu se-au face o idee, nu știu, domnule, nu știu, domnule, nu știu. Mați colegi, haideți să supunem la vot și proiectul de hotărâre pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este pentru? S-a supus la proiectul de hotărâre. Dacă nu ați vorbit, domnul Niță... Cine este pentru? Cine este pentru? Regulamentul, da. Împotrivă? Abțineri? Abțineri? 4. Deci, mă, pentru... Că abțineri... 4 abțineri. 4 abțineri. Niță? Te luați și de rușul. Proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind... A trecut proiectul, da? Întrunește de hotărâre. Proiectul de hotărâre care v-ați abținut, ce ar fi trebuit de-a mai dat sosul? Ce ar trebui să facem? Să nu l-am adoptat. Oricum, eu nu pot să accept această până, eu întâi trebuie să dau ca să primesc. Întâi trebuie să asigur oamenilor cu cuveile, nu știu, care și după aia, după aia să... Adică avisul de ce nu obligă firmare să stimați colegi, dar nu mă întreb. În momentul în care în momentul în care facem parte dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară de salubritate, unde ne-am asumat lucrurile ăsta, mi se pare și normal să ne asumăm și regulile lor. Dar și regulile și au sigur obligații. Și trebuie să trecem la un mistor proiect de ordine de zi. Domnul primar a cerut un punct de vedere al celor care s-au obținut. Și era normal ca acel punct de vedere să vină. Și am și o completare, nici și drepturile să spun. Dar noi nu facem parte, noi suntem adresuri, noi am luat deciziile astea. Deci nu mă nimeni la cineva. Nu vede nimeni să dicteze, domnule, faceți așa, pentru că altfel se întâmplă așa sau așa. Dumneavoastră ați întrebat și... Sigur. Vine răspunsul. Dumneavoastră este exact același comportament tipic la mulți dintre cetățenii noștri. Primăria trebuie să facă, primăria trebuie să-i dea, primăria trebuie să vină să-l vede picioare,
Sunt puneți din noroi cu urcă pe Drinișul, Doamne ferește, e supărare mare. De ce e șantier? De ce când e șantier nu scripește asfaltul? Adică lucruri pe care dumneavoastră li scoateți în relief. De ce? De ce? De ce? Dar noi ce facem? Facem ceva ca și cetățeni. Tot timpul vedem, domnule, primăria nu face, primarul nu face, el face. Oameni buni, asta ține de noi, să selectăm. Nu mai ține de primărie, ține de buna creștere, de buna convenție din localitate. Și te respect pentru mine, dragă. Unde să pui domnul Pintar? Dacă vrei, dacă vrei, să se soluții, trebuie să vrei. Acum la dispoziție, cu bere, recipient, o să mai puneți. Pe care o să mai pune. Întâi să asigurăm... Domnul primar, aici ține vorba de educare, trebuie să-i educăm. Și de organizare. Dacă nu suntem organizați, cum? Adică, stimați colegi, am încheiat proiectul 4 de pe ordinea de proiectul 3. Trecem la proiectul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 7 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Comunii Dobra, județul Bacău. Inițiativ, cum ați fost să ajungă. Doamna, Adrian. Domnule primar, aveți cuvântul până vine doamna contabilă? Este vorba de un rectificare, bineînțeles. Hai, doamna. Prin care ne dorim, contrar afirmațiilor unora dintre colegii noștri, că am luat bani de la gaze pentru că nu ne dorim să mai facem gaze în comuna mea. Ce este adevărat? Nu este adevărat. Este o ordonanță care prevede că pe toată această perioadă, până se așează guvernul, până se așează domnul președinte jos sau sus sau în picioare, nu ăsta eu, să putem, pentru o perioadă scurtă de timp, să deportăm cheltuielile pe lucrările executate de firmele cu care avem contract. Noi pe PNFL, urmând ca în termenul cel mai scurt, dumnealor să ne livreze banii și să acoperim înapoi, tot pe aceleași capitole, sumele pe care le-am dirijat în acest sens. E rușinos, chiar e rușinos, că unii dintre vă ocupați cu astfel de dezinformare. Rolul dumneavoastră ca și consilier trebuie de informare, nu de dezinformare. Noi nu facem lucrurile astea pentru că suntem încârdășii cu firmele astea. Nu. Facem lucrurile pentru că legea spune așa și noi o aplicăm. Adică dacă avem posibilitatea asta, din dorința de a duce pe mai departe obiectivele astea, adică ce să fac acum? Să stau încă o lună de zile până în mederea pe o să-mi dea bani. Dacă au dat prin ordonanță și asumă problemă, în mod sigur, 200% vor să dea bani. Dar până atunci, putem să rezolvăm noi situația asta, pentru că nu avem o urgență atât de mare la gaze. Acum așteptăm licența, care sper eu într-o zi, două, maxim o săptămână, să apară. Ceea ce presupune că vom avea după proiectare, licitație, adică un termen, un răgaz, pentru care banii aceștia putem să-i folosim la MDRAP. Urmând ca la momentul în care MDRAP-ul ne dă banii, să-i punem înapoi la gaze. Deci nu-i anime banii de la gaze, din dorința de a-i lua de acolo pentru că nu vrem să facem. Nu. Nu. Și astăzi am vorbit, la Ministerul Energiei. Este mapă la domnul ministru. Urmează, dacă vreți să vă uitați dumneavoastră, când veți vedea pe monitorul oficial că sunt numiți secretari de stat la Ministerul Economiei și Energiei, pentru că acum s-au cumulat. În momentul acela va fi semnată licența. Este făcută, este scrisă, doar că asta este regulată. Nu este semnată și de secretarul de stat, care va fi numit, eu știu, dacă nu astăzi, mâine, cel târziu, va fi numit. Din informațiile pe care le-am. Stimați colegi, înainte de a începe proiect, să vă dau cuvântul, vreau să-i dau cuvântul doamnei contabile să ne explice proiectul de hotărâre, după care veți lua cuvântul fiecare cum s-a înscris la cuvânt. Dar contabile a zis. Da. Deci, așadar, rectificarea propusă de domnul primar se bazează pe suplimentarea fondurilor la secțiunea de dezvoltare, la două proiecte de investiții, concomitent cu diminuarea valorii alocate inițial la alte două investiții, cum v-am menționat, la extindere gaze în dealul Mare și Crihan și extindere gaze naturale pe strada Lucului și a Putului. Într-o parte am diminuat cu 180 de mii la extindere rețea gaze în dealul Mare și Crihan, iar la cealaltă obiectiv de investiție am diminuat cu 910 mii. În total 209 mii care s-au dus la reabilitare și modernizare școală. Da, în sat Crihan și construire grădiniță 3 grupe în localitatea Mărgura. La construire grădiniță am alocat 78.000 de lei, iar la reabilitare și dotare școală 131.000 pentru a putea face plata la cele două facturi de lucrări de investiții.
pentru care avem deja întârzieri de 30 de zile și ca să evităm arierate, și ne vom înregistra la finanțe cu aceste arierate, ar trebui plătite. Mulți, eu obiți un pic. Așa, vis-a-vis de suma pe care am luat-o de la Stada Cornului, Stada Fără Nume, Apusului și Nucilor. Nici nu mai este nevoie să o punem la loc, pentru că am primit avizul de la Delgaz, prin care ne comunică că ne sunt alocate 32.000 de lei, dintr-un total de 79.000 de lei de costă lucrarea. 32.000 de lei o suportă aproape 40%, o suportă Delgazul. Și atunci ai... E foarte bine, am rămas surprins când ne aloc așa o sumă pentru 500 de metri, 500 și de metri de rețea, pentru a încheia lucrări de extindere a rețelelor de gaze pe satul Solodor. Vă rog, da. Pe de altă parte, există propunerea a unui nou obiectiv de investiție, reprezentând achiziție, sistem de alarmare a populației în cazul de situații de urgență, la capitolul Ordine și Siguranță Națională, în sumă de 35.000 de lei. Această sumă, alocată la capitolul 61, a fost luată din secțiunea de funcționare, din economie. Deci am diminuat secțiunea de funcționare cu 35.000 și am mărit la secțiunea de dezvoltare lista de investiții cu acest nou obiectiv de investiții. 35. Da. Există o notă de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea achiziției acestui sistem de alarmare electronică. Mai există o adresă? Avem un sistem foarte vechi, cred că e din 73, de când a fost construit căminul. E foarte greu, e la 380 și nu ne-am gândit neapărat la consum, dar el nu poate fi amplasat pe căminul cultural, care este un lucru. Pe poziția pe care a fost până acum. Și gata, și la solicitarea ISU, care ne impune neapărat să avem sistem de alarmare, am considerat că este bine să achiziționăm un astfel de sistem mai modern, care e la 220, mai ușor, mai lezin de aplasat, pentru că sirena veche ar fi trebuit să aibă la bază un stâlp foarte puternic de susținere cu armătură, care ar fi costat enorm de mult și nu cred că necesită mai bate cap. Sunt sisteme moderne acum, foarte ușor de amplasat și foarte scumpe. Foarte rezil. Foarte scumpe. Scumpe, adevărat. Scumpe, adevărat. Nu, și mie mi s-o pune scumpe, este 50 de lei. Am o firmă din București cu care am mai colaborat și mi-a cerut 45.000 de lei cu TVA pentru un sistem similar cu cel pe care îl avem noi, ca și mondă de propagare în perioadă. Haideți să o lăsăm pe doamna cum trebuie să termine care să spuneți doamna. Există o solicitare din partea școlii gimnaziale Emil Brăiescu pentru derularea proiectului educațional șezătoare la noi la români, ediția 10-a, prin alocarea 2.000 de lei pentru susținerea acestui proiect pentru diverse cheltuieli. Nu, l-am alocat câte 2.000 de lei pentru susținerea șezătorii statului la școala Emil Brăiescu. Iar la capitolul 61, paragraful Poliție Locală, s-au alocat 8.000 de lei pentru... S-au alocat 8.000 de lei pentru... Pregătire profesională. Exact. Așa, și care presupune costuri cu masa, transport, cazare, masă și un curs. Așa. Cam asta este lucrurile, care S-am scris la cuvânt domnul Berușcă, domnul Talal, domnul Chitin. Mai stai. Avea cineva? Domnul Cristaru? Mai stai. Mai e cineva? Pe parcurs. Domnul Gânză? Atât. Domnul Berușcă, aveți cuvântul. Bună ziua, domnul. Aș vrea să vină în ajutorul colegilor să dau puțin citire din ordonanța, din ordinul numărul 1851 din 2013, care face referire la ordonanța de urgență 28-2013 privind aprobarea PNLR. La articolul 13, M7, spune felul lor. Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiarea bunurilor, serviciilor executate aferente solicitărilor de transfer, care se înregistrează la MDRAP, până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derogare a contractelor de finanțare încheiate, conform articolului 12, alinea 2, se transferă beneficiarilor până la sfârșitul anului bugetar, în care au fost înregistrate.
punctul 4. În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, așa, cu această destinație, Ministerul Dezvoltării înștiințează beneficiarii contractului de finanțare cu privire la acesta. După primirea înștiințării menționate, beneficiarul dispune măsurile necesare respectării articolului 4.1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea evitării înregistrării de arierate, la această cunoaștere referire. Respectiv, dispune sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite. Atâta timp cât noi n-am primit de la Minister adresă sau sistat fondurile, deci trebuie să facem plata? V-am răspuns cu arierea voții. Avem o arierat nimic dacă spune Ministerul că nu dai bani, că nu dă bani. De adevăr, noi acum cu factura asta, dacă Ministerul nu-i dă bani, au fost trimis la Ministerul la plată, decât doamna secretar. Dacă nu-i dă bani până în decembrie, intrăm la arierat în ianuarie. Intrăm la arierat în funcție de cele la termen, da? Nu în decembrie. Și uitați un pic, permiteți-mi un pic, articolul 7 din ordonanța de urgență, care este mai puternică legislativ decât ordinul ministrului, care se dă pe baza ordonanței, spune așa, în cursul anului an bugetar, situația în care beneficiarii prevăzuți, adică noi, decontează sume aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora de la minister în baza solicitărilor de transfer depuse și înregistrate până în urmă zi lucrătoare al lunii noiembrie a fiecărui an. Noi am depus, din octombrie, noi dacă facem plata, imediat banii aceștia ne intră. Deci, e vorba de timp. Constructorul a motivat, eu vă spun și de ce susțin ca secretar, toate că nu prea ar trebui să mă bag în treaba asta. O susțin dintr-un motiv foarte simplu. De la prima hârtie, de când s-a aprobat această finanțare pentru cele două obiective, m-am ocupat și ar vrea să fie investițiile să se deruleze, că am pus suflet și vreau să le văd gata. Constructorul s-a plâns că, într-adevăr, este mult timp de când nu a primit bani, până acum veneau și se blochează. Altă problemă care este și am văzut-o din piață, și o știți și dumneavoastră, este faptul că nu avem constructori. Avem iar o licitație în derulare, care nimeni nu este interesat de construcții. Pe care am prelungit-o astăzi. Care am prelungit-o că nimeni nu vrea. Deși am alocat fonduri suplimentare. Nu vorbesc la organizația de finanțe. Dar, în general, pe construcții. Eu mă scuzați, ați văzut că am ieșit în timpul ședinței și am vorbit la minister că așteptam un răspuns. Nu este nicio problemă, banii pe decontarea care am depus-o vor veni și se vor reîntregi în bugetul local. Deci nu avem riscul să nu primim bani. Nu am avut nicio... Iar îl ajutăm pe constructor ca să-l păstrăm sau... Și nu am avut nicio intervenție din sau... partea dumnealui, să zic așa, domnule, este ordonat, dacă nu dai bani, nu mai te răspund. Adevăr, fizic nu mai poate omul, sau nu fizic. Financiar, am mai multe șantiere unde lucrez, am angajați. Dacă se dau bani, dacă nu, nu crezi că nu poți să-i zici. Stadionul Crăciunilor s-a făcut conform graficului de lucrări? Eu zic cu da, tu ce zici? Păi eu nu știu, eu n-am văzut graficul, eu nu mi-l-a spus la dispoziție. Străduim, să ținem pasul aproape, nu? Dacă îi mai ținem vreo 6 luni de zile, nu dăm bani, o să ieși prin grafic. Azi trebuie să înțelegi, orice constructor care a licitat într-un proiect prin PNDL, cunoștea foarte bine procedura, și putea să vină cu această solicitare de plată după 30 noiembrie. Păi și de ce să vină dacă, pentru că așa spune aici, dar când nu se mai fac plăți, după 30 noiembrie. După 30 noiembrie? Nu, păi da, după 30 noiembrie nu pot să mai depun nimic în minister, mă recunoscă că mă fără. Da, dacă ministerul spune că nu se mai dă bani, nu? El Nu s-a respectat.
În același timp, nici eu. Pe 5 noiembrie s-au făcut plăți, mai bine de 10 comuni plus Consiliul Județean Bacău, au primit bani. Domnul Lucian, noi primeam într-o săptămână jumate până acum. Exact. Am înțeles, deci, eu vă dau o situație. Să ucești Valea Seacă, Helegiu, Solul, Zonești, Palanca, Colonești, Filipești, Filipești două ori. Agă, și când Cotrotu și CJ Bacău de Alumore s-a făcut de bani. Mai spun o dată, am trimis 4 de contări până acum. Au venit la o săptămână jumătate de la de dumneavoastră, trebuie să înțelegeți, domnul Beluș, că lucrurile se desfășoară în mod firesc, natural. Nu vine nimeni să depună înainte de o anumită dată, situații de lucrări sau după. S-au făcut lucrări, s-au făcut situații, s-au comis situații de lucrări, s-au pasat către primărie împreună cu facturile și le-am luat de contare. Adică n-am făcut noi niște artificii, doamne, o pun acum ca să nu o pun atunci. Asta e o prostie, nu costurați. N-am avut nicio intenție, să știu și nu avem, noi s-au pus la secretar. Ne străduim ca lucrurile să meargă, adică să pun o frână, o talpă acum și să nu-l ajut pe constructor, să meargă mai departe cu lucrarea, de exemplu, la școala Crian. Unii poate să lucreze la interior, interiorul zis, gata. Aproape mai exteriorul de făcut, mai are ceva lucrări exterioare, adică omul chiar face treabă, dar nu poate să meargă veșnic pe pungalul. Spune, am făcut lucrările astea, ți-am depus situația de lucrări de atâta vreme. Deci tu soluții îți dați bani. Și dumneavoastră, probabil, dacă ați avea o firmă care lucrează cu, eu știu, cu instituții publice sau și cu private, la un moment dat te opriți, bă, da. Nu plătești? Cum văd din lucrurile altă place. Păi, face că se întâmplă lucrul ăsta și ne-am asumat în proiectele cu Ministerul Federic, am asumat să vedem banii direct la Minister, direct, fără să solicităm. Eu nu știu ce v-ați asumat dumneavoastră, n-ai... Eu nu știu ce v-ați legal, adică eu nu văd, nu văd o pedică atâta timp cât legea prevede și cât, atâta timp cât ne ajută să mergem mai departe cu implementarea proiectului. Legea prevede nimic altceva. Dacă nu dă bani, dar nu spus Ministerul că nu dă bani, am asumat. Ministerul nu spus, n-a trimis... Spune că trebuie să primești. La articolul 7 nu spune. În situație epuizării creditului bugetare, Ministerul înștiințează beneficiarii. După primirea științării menționate, beneficiarul dispune măsurile necesare. Adică ce ați făcut dumneavoastră acum, o faceți după ce sunteți înștiințat. Nu e obligatoriu. Deci articolul aliniatul 7 de la articolul 10 din ordonanță, nu scrie așa ceva, scrie la alt aliniat. Deci toate, toate ar trebui aplicate. Dați-mi voie să vă dau și trebuie. În cursul unui an bugetar, în situația în care beneficiarii prevăzut la articolul 1 decontează sumele aferente contribuții de la bugetul de stat, din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în baza solicitărilor de transfer, depuse și înregistrate până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate, conform aliniatului 1, transferul sumelor solicitate urmând a se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației până la sfârșitul anului bugetar în care a fost înregistrate, în care a fost înregistrate solicitări. Și așa, v-am citat din articolul 10, paragraful 7. Am urmărit întrebările astea și asta, aspectul ăsta l-am discutat și cu doamna secretar. E o chestie facultativă. Eu au dreptul. Avem dreptul să-l trimitem. Da. Dar atâta timp cât Ministerul spune că banii, că nu spune că nu mai sunt bani. Adică e o chestie de zile când trimite Ministerul banii în codul trezoreriei și apoi să-i trimiteți constructorului. Adică, deci sunt banii la investiția, la investiția Comunii Măgura, care și așa o așteptăm de atâta timp. Ei, acum, eu mă așteptam să un pic într-o șaradă de asta electorală, știi cum? Nu mă vedeam cum se face așa. Ieșinea dumneavoastră, când se termină campania? Niciodată, la nicio ședință, n-am vrut. Tu ai o preocupare deosebită, eu nu am. Eu mă gândesc că am obiectivele astea să fie dus. Mă gândesc la copii care au nevoie de o grădiniță. Mă gândesc la școala de creat, care trebuie să fie renovată, că e singurul local din zona respectivă, nu mai putem face câte o activitate. Unii putem desfășura alege. Mă gândești la cetățenii comunii Măgura care au nevoie de gaz, dar nu avem licența la momentul ăsta și stau cu banii degeaba în cont. Adică lucrurile astea nu sunt făcute pentru a avantaja pe cineva, din contră. Pentru a înlesni bunul viața lucrurilor. Domnule Talat? Domnul președinte, stimați colegi, să sunt lucruri importante și sunt lucruri mai importante. Personal, așa, niciodată n-am să votez acest proiect, să iau bani de la investiții la gaz, să duc în altă parte, atâta timp cât acele proiecte sunt susținute de bani guvernamentali, adică să iau bani comune și nu știu. Eu cred că acolo
La mijloc este altceva, dar asta este altă discuție. Mai vreau să vă mai spun o chestie. Eu sunt, dați-mi voie, da? Da? Am să fiu de acord cu aproape toate, așa, dar aș fi vrut să le discutăm pe capitol. Adică cu șezătoare sunt de acord, cu sistemul de alarmare sunt de acord. Domnule consilier, dacă citiți regulamentul, puteți face amendamente la proiectul de hotărâre. Amendamente, asta și zic. Numai că noi votam acest proiect așa și bineînțeles că pentru că n-am să fiu de acord cu această rectificare, voi abține. Deci, ca să vedeți că pute ceva, deci factura fiscală care a făcut-o acest domn este din 10 a 10. Iar adresa de la Ministerul, adică măcar putea să faceți lecțiile înainte, adresa sau informarea pe vântul de parte, nu. Adresele de la Ministerul Lucrărilor Publice și așa, vine de 13 la 11. Da. Adică, ala vine cu factura înainte și pe aia vine adresa cealaltă. Eu nu știu de ce atât, dacă tot vin banii de la guvern, de ce să iau bani de la guvern, de la gaz, să dau acolo și pe aia să fac așa? Adică, să dați-mi voie și pe aia... Hai să vă răspund la asta, cum? Nu, dați-mi voie să termin și țineți minte și pe aia puteți să spun. Adică, eu așa, știi, mă scar pentru mâna dreaptă cu urechea stângă. Haideți să lăsăm banii pentru gaz acolo, așa, dacă nu facem acum, îi lăsăm în excedent și la anul, așa, iar banii de la Ministerul Dezvoltării să, așa, să fie, adică, lucrările să fie de acolo, pentru că el și-a asumat constructorul că să aștepte banii. Acum s-a schimbat regimul politic și probabil există o frică de care, băi, dacă vin ăștia să nu știu și nu mai dau bani, hai să nu știu care. Nu, eu zic să lăsăm banii așa cum sunt pentru gaz, și dacă dumneavoastră așa asumat, are un contract în spate pe care el și-a asumat și-a semnat și că așteaptă bani de la... când n-are susținere financiară, e clar lui, el trebuie să facă, să o ducă până la capăt și după aia să-i găsesc banii. Nimeni nu am nimic împotrivit. Dar de ce să iau de la gaz, care sunt investiții, și duc acolo și mai aia dacă tot vin banii? Adică nu înțeleg. Decât dacă există un interes. Este de când vă cunosc, eu numai despre interese vorbesc și numai despre baza conditivă astea. Cineva are meu test. Vreți să o cronologic? Da, în caz 10 au depus o factură. În 11 ani face cunoscut Ministerul Energiei prin ordonanță, că Ministerul... De crește. Așa, medirea. Pe o, putem face plată din bugetul local până să așează lucrurile. Lăsați-vă, este mic, v-am ascultat, domnul Cavala, da? Unde-i problema? Ce cu regimul politic? Despre ce vorbim noi în octombrie de regimul politic care s-a schimbat sau urma să schimbe sau ce urma să întâmple? Mai de niște prostii, niște invenții de a eu știu, cuile unde le-ați mai auzit dumneavoastră, doar de a induce ideea că primarul vrea să facă o găseniță cu omul ăsta. Dar nu ce o treabă, domnule. Vreau să văd lucrurile astea, nu știu la bun sfârșit. Și noi vrem să fie. Păi, dar atunci care e problema? Nu, dar nu e de la gaz. Vrem și gazul să fie. Păi o să fie gazul, dar la momentul ăsta nu avem ce face efectiv cu mare. Nu am piesa principală, nu am licența, pe care așteptăm cu toții. Și am făcut toate eforturile cu toții. Adică, sunt realiști. Deci, fii realiști. Eu nu vă spun aici ce vreți să spun. Da, domnule, așa este. Îi ținem la gaz. Să facă ce? La momentul ăsta, o săptămână, două luni de zile, nu avem ce face cu banii la gaz. Nu avem ce face. Pentru că urmează licitații, urmează. Adică, sunt pași de parcurs acolo. Dar și care-i problema? Sunt pași de parcurs. Așa acolo pentru gaz. Dacă putem folosi banii ăstea, să construim cu gătulare, construim banii. Deci, nu facem dialog. V-ați expus punctul de vedere, trecem la următorul scris pe ordinea de zi. Domnul președinte, am și eu... Deci, prima dată, la doamna contabilă, cred că formularea asta cu diminuarea banilor de la investiția de gaz n-a fost bine pusă. Eu zic că e o diminuare temporară. Exact. Da. S-a trecut așa? Deci, am menționat așa în raportul de specialitate. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar vedeți că în momentul în care un coleg citește diminuare, ce zice, gata, am pierdut bani. Transferarea aia, cred că era cea mai ideală. Transferarea deci, era cel mai domnul ideal. Domnul deja la contabil. Spuneți-ne pe românești, pe înțelesul tuturor. Da. Tuturor. Am luat-o și o formă de cuiva.
Când ne vin banii ăștia înapoi? Pe care îi dăm acum la constructor. Păi în decembrie bănuiesc, după cum în decembrie. Ne vin în martie, da? La anul. Până atunci facem ceva cu gazul, domnul primar? Nu. Și atunci și vorbim. Deci dacă discutăm... Și atunci și vorbim... Domnul, uitați-vă, dacă discutăm despre execuții, efectiv, nu există așa. Nu este perioada de anul. Deci încă o dată, banii ăștia, banii ăștia temporar. Nu ne atim loc de timpul nostru aici. Așa, dacă cu colegul Beruș, că aș fi cumva de acord că nu s-a respectat o procedură standard, ok. Dar alți colegi care au fluturi și visează conspirații și chestii murdare, nu sunt de acord. N-am cum, vă dați seama. Bun, una la mână, doi la mână. Doamna secretar, vă rog să ne spuneți care ar fi poziția constructorului care nu îl plătim. Din punct de vedere al contractului și al penalităților pe care... Bun, sunt penalitățile contractuale care sunt de plată. Noi ne înregistrăm pe partea de contabilitate, doamna vă spune mai bine, cu arierate și nu e regulă, fără zbor. A doua, domnul a zis și la natura umană, care n-a, poate eu sunt mai sensibilă. Oamenii, dacă nu sunt plătiți, el a întrebat, domnule, e vorba de salarii, îi plac oamenii. Și când o să aibă bani, o să mai aibă oameni. Asta era. La conța din bucă care este... La latura umană trebuie să fii om, doamnă secretar. Da. Bun. Cu asta am terminat. Asta a fost spusă, nu sunt există. Cu asta am terminat. Legat de finanțarea cursului domnului polițist local, eu, ca și președinte al Comisiei Juridice, vă informez că am studiat legislația și este ok. Este ok. Dacă celelalte aspecte nu sunt respectate vis-a-vis de îndeplinirea atribuțiunilor, respectarea fișei posturilor, încă o dată, fac apel la domnul primar, stați de vorbă cu omul, încă o dată, s-ar putea omul ăsta să aibă activitate foarte mare și noi nu știm. Eu cred că trebuie să aplicăm o corecție. Asta este a dumneavoastră, domnul Chermon. Frumos în situația care ce gândește, cum gândește vis-a-vis de fișa postului, ce vrea să are treaz fac. Ca idei, ca pe corecție, mai trimite, mai cheltuim o... Ca idei. Am angajat un om. Obligația noastră este să trimitem la școlarizare. Adică... Dar e lege, domnul primar. Da. E lege, nu că e lege. Asta nu mă poate înțelege. N-am luat. Domnule, vreau să trimit lucrul la școlarizare ca la un of. Nu. Trebuie legal. Nu poți să faci cam ce vrei. E persoană publică. Cum? S-au abonat pe domnul jurnalist. Domnul Chitica semnat. Deja așa. Deci el deja a depășit termenul în care trebuia să ducă la curs. Pentru că nu numai e în care și copii. Da. Da, atât de mulțumesc, domnul Caristaru, că este mântul. Referitor la transferul banilor de la gazii, nu pot fi de acord, având în vedere că este un obiectiv mult mai important decât acea școală vechi de la Crian, care nu are pur și simplu nimic. Dacă se va verifica și aș vrea ca să verifice că utilitatea acelei școli este zero. Pentru ca să faci secții de botare la 4 ani sau când este, nu este posibil. Nici investiția nu a fost atât de atrăgătoare încât să credem că am făcut o investiție. Este un obiectiv care pur și simplu nu are utilitate, dar noi cheltuim bani comuni. Nu este corect. Dacă totuși este PNDL-ul și-au au vrut ca să dea bani pentru ca să justifice că fac lucrări și la alte partide, pentru că asta este partea politică, de ce n-au dat pentru gaz, pentru apă, pentru alte obiective mai importante, dar au dat pentru niște obiective din nimic ca să scoată praful în ochi la unii primari de la alte formațiuni față de PSD și să spună că au făcut și ei ceva. Dar e utilitatea acestei școli. Nu o consider utilă, nu consider că e ceva benefic comunii Măgura și totodată cred că gazul este cea mai importantă parte care normal trebuie lăsat, iar banul care l-avem alocat pentru gaz, nu că nu este până în luna lui
Deci oricând, dacă timpul este bun, banul să-l avem în excedentul comun, deci îl transferăm către excedent la Sășoane, nu s-o cheltuit. Asta am făcut și când am fost primar și de asta am lăsat atâția bani ca primar. În 2016 au rămas 18 miliarde, fapt care îl arată documentele justificative și mici de cum vorbile mele. Am lăsat ca să facă drumul dintre Vii, Răzășei, Coton, ceea ce normal. Asta era mai obiectiv. Nu, minute așa, deci eu nu pot ca să fiu de acord să transferăm acești bani de la o utilitate a comunei Măgura. Deci, vreți să vă urmă domnule, nu nici nu trebuie făcută. Aia e o cheltuială aiurea. Să văd ce utilitate are. Și nu luăm banii bugetului local. Dacă avem bani de la PNDL, dacă ei au vrut să cheltuiască banii aiurea, să, până ne vine banii, PNDL-ul să-și plătească ceea ce normal au, prin contractele care au fost încheiate, iar banii care sunt pentru gaz, lăsăm în dealul mare gaz și Trian și Soudol. Ca să terminăm odată că oamenii asta așteaptă. Nu așteaptă școala aia care nu va avea niciodată niciun interes. Aveți vreun amendament la proiectul de hotărâre pe ordinea de zi? Sau vă detalați? Eu am vorbit ceea ce este corect și cum trebuie. Și ca experiență, ca fost primar, cred că am vorbit în știință de cauză. Nu am vorbit ca un neștiutor. Am vorbit exact cum am făcut eu. Și asta am făcut și asta trebuie să facem. Și putem vorbi și cu calm, că suntem oameni civilizați. Da. Și cu calm, nu am vorbit urât și nu. Deci am vorbit exact la obiect, dar am observat că se aruncă banii într-o parte în alta și s-au mai cheltuit banii aiurea. Dar vei veni într-un alt moment și vom discuta în detaliu absolut tot ce s-a cheltuit și nejustificat. Dar chiar vă rog, chiar o să scoatem... Următoare ședință, vă rog, chiar o să ne uităm și pe arhivă, să vedem pe ce s-au cheltuit prin bani și de tot. Adică nu am nicio problemă. Eu sunt de acord, eu chiar aș vrea să văd și de ce ați cheltuit dumneavoastră banii. Cheltuit de rând de timp cu astfel de lucruri. Domnule vice? Stimați colegi, haideți să ne calmăm un pic și să vedem utilitatea acestui obiectiv. Noi am discutat problema asta cu câteva ședințe în urmă. Acolo avem o grădiniță care temporar este mutată la școala Măgura. La școala Măgura. Noi ne-am plâns că la nivelul comunei Măgura, o perioadă ceva în urmă, natalitatea stagnează sau nu crește. Eu ca să am o creștere a natalității, trebuie ca să creez condiții. Fac grădinițe, fac școli, le dotez, să mut în comună oameni tineri, ăștia procrează și avem unde să-i ducem. Dar dacă eu mă trezesc peste, nu la an, peste 5-6 ani, tot într-o fază de acum 20 de ani, zic eu, ce-am pregătit pentru viitor? Nimic. Despre asta e vorba. Iar în ceea ce privește a lua banii pe o perioadă temporară, de la un obiectiv, și ai mutat la alt obiectiv, perioada în care eu oricum nu folosesc banii ăștia din capitolul ăsta, trebuie să fim un pic echilibrați să vedem că e necesar să facem asta. Nu sunt ambiții politice. Mulțumesc. Domnul Dăscălescu, are cuvântul. Da, voia să vă întreb pe doamnă secretară sau pe domnul primar, plaja de resete de bani. Am înțeles în decembrie, ianuarie. În decembrie. Deci e vorba de o lună. Nu, doamnă, că se încheie anul. Undeva cred că până masă. O problemă majoră prin faptul dacă luăm bani de la gaz, îi transferăm și ne continuăm obiectivul și proiectul de derulare. Poate mă repet, dar este necesar că să mă ajute cineva, poate acolo. Acum mă folosesc eu de jocul pe care îl avem și transmit un mesaj. A nu se înțelege că vom lua banii de la gaze definitiv, fără să ne întoarcă. Este un transfer temporar. Un transfer temporar până MDRAP-ul. Și aș vrea să spun un singur lucru. MDRAP-ul, prin PNDR 1 și PNDR 2, nu am auzit în istoria acestui fond să nu plătească cuiva bani. Că au fost sincopii, că au fost perioade de timp în care, din vari motive, n-au putut fi făcute de contările, au fost. Dar banii au ajuns la toate OAT-urile în funcție de documentația pe care le pus-o. Eu nu cred că avem motive de temere.
Și mai mult de atât, cred că ne bazăm pe seriozitatea noastră. Dacă am spus că îi luăm temporar, temporar nu știu, ducem înapoi. Despre ce vorbim aici? Batem apa în fiu. Dom'le, gazul din care suferă toată lumea. Suferim cu toții. Și eu alături de dumneavoastră, de 2016, ne batem cu licența asta. De atâția ani, doar știți. Și eu îmi doresc alături de dumneavoastră să primim licența și să putem merge mai departe. Care e bine, mai este nevoie doar de secretarul de stat. Care va semna o săptămână, nu mai moare nimeni. Dar vă te rog. Așadar, nu sunt de acord cu unii dintre colegii noștri care nu sunt de acord deși să luăm banii de acolo și să nu avem să-i spate. Însă sunt de acord cu afirmația domnului primar. Campania s-a terminat, de aceea pot să-i dau dreptate. Unii dintre noi încă continuăm să facem campanii, dar dovadă de populism și așa mai se face. Mulțumesc. Domnule Tarlan, aveți cuvântul? Domnul președinte, stimați colegi. Domnul primar. Domnul primar, doamna secretară, doamna contabilă. De fiecare dată când criticăm ceva, să riscui să faceți campanie. Da, domnule, fac campanie. Pentru că gândiți prost. Gândiți prost. Dați-mi voi. Doamne, vă rog. Vă rog. Pentru că dumneavoastră, acum mai devreme, spuneți că până pe 15 decembrie se vor plăti. Mai avem 2 săptămâni. Adică ala chiar nu mai există constructul 2 săptămâni, de ce să iau bani de la gaze? Să ne mut acolo? Da. 2 săptămâni sunt, vă rog să nu mai trebuie. Să nu vă mulțumesc. Iar legat de colegul ăla care a spus că am futur, da, sau nu știu, da, eu am futur, nu știu, mac, alții ai, au plecat. Deci când domnul președinte, când domnul Trăistar a ridicat tonul, a zis să vorbim civilizați. Când alții au vorbit și nu știu ce, nu ia să trăsateze. Vă rog frumos, dacă sunteți președinte, să-i adrageți. Da? Și să țineți studiul. Eu zic, dacă mai sunt, dacă mai sunt, imediat pe mine și ce să vă spun. Dacă tot durează 2 săptămâni. Nu de asta, de 2 săptămâni. Dacă durează 2 săptămâni. Tocmai asta vreau să vă răspund. Da? Constructorul nu mai este de 2 săptămâni aici. Adică mai 2 săptămâni. Mai sunt 2-3 săptămâni de vreme bună. Dar eu vă spun, dom'le, eu vin, dar nu am exact ce spunea să nu pot să țin oamenii ăștia la muncă aici. Dar mai are și la distanțierii domnul Dorau, dumneata te ține numai într-o grădiniță. Adică ea și-i folosește unii primești bani. Adică ori ai bat de șantier înseamnă că n-are decât o mână de muncitori. Dacă are alte șantiere, înseamnă că... Domnul Talat, este adevărat că nu sunt constructori, nu sunt oameni, noi sunt un lucru. Poate lumea se confruntă cu așa ceva. Eu nu pot să-mi permit dragoste cu domnul, ia-ți un lăcat, frate, să-mi găsesc pe altul. Atâta timp cât eu la credința, prea nu găsesc constructori, oameni. N-am terminat, numai... Deci dumneavoastră ați dat contractul la cineva și el nu a dat la cineva. De ce ne spune despre care? Domnule, nu a dat la cineva, a fost pe SICAP. Da, domnule, urmă de contract făcut și public, toată lumea a fost urmată. Și mai colegi, nu face contractul, este o demagogie și numai să faceți campanie, nu facem lucru. Dar nu fac, domnule, că mă ajutesc culmea. Putem să interzicem noi unui constructor să subcontracteze lucrare? Nu știu ce-mi spune. Dar legii nu cred că are voie să subcontracteze. Deci, pentru că au venit cu... Trimitere directă și știți foarte bine ce... Domnul Talalea, spui că nu-ți fac haideți să vorbim pe marginea proiectului de hotărâre. Domnul Trăistar, aveți cuvântul. Două minute. Imediat. Deci banii care la mamă, noi discutam din copii. Copiii la școala de la Crian, de la școala aia veche, i-am adus când eram în 2015, cum am adus din propusul pentru școală, i-am transferat aici pentru că erau 7 copii. Deci, indiferent ce ar fi, evoluția nu poate să fie mai mare, dar mai mult decât atât, noi putem să facem o grădiniță modernă în satul Nou Crian și nu cred că cineva va mai duce copiii ca să facem să cheltuim atâția bani pentru renovarea acelui cămin școli de la Crian, când tu faci grădiniță nouă în satul Nou, cum îți spui, vor aduce copiii aici. Deci, nici într-un caz, deci nu există utilitatea. Și atunci nu sunt de acord cu transferarea banilor. Domnule, Brânză, aveți cuvântul. Păi și cum? Și la formare să ne apăsă. Deci ne-am asumat cu toții bani plătiți de investiții și acum nu mai suntem de acord cu el. Noi cam facem de râs, dar unul își dau greu seama. Eu nu mi-am asumat, deci știu sigur că nu mi-am asumat.
Faceți parte dintr-un consiliu local, domnul Tristan. Indiferent, n-am vrut să votez. În momentul în care se votează un proiect de hotărâre, minoritatea se supune majorității. Și e asumat de toată lumea, nu numai de cei care au votat, să știți. Și un proiect de investiție într-o comunitate, benefic pentru comună, cu niște bani de la guvern. Noi cu făcut din banii noștri. Noi ce facem acum? Ajutăm un pic constructorul să treacă peste un impas. Care este problema? Regret că sunteți tineri și nu evoluați în ceea ce normal trebuie pentru comunitate. Lăsați să nu evolueze în stilul lor decât să evolueze în stilul dumneavoastră. Evoluția e foarte slabă. Domnul Brânză, aveți cuvânt. Stimați colegi, să nu ne grăbim, să nu ne aprindem, că ajungem nicăieri. Atâta timp cât primim niște bani, facem un obiectiv. Cum ne-ar fi stat nou acum să fie gata școala acolo și ședința Consiliului Local să-l avem într-o sală frumoasă, dotată. Eu zic că ar fi fost foarte bine și nu stăteam acum aici, tot în Râmbăt. Nu să acolo cu dumneavoastră că ne trebuie primărie în școală. Până la primărie ne bucuram de unul contra. Dar strategia cu coaliția, nu mai vorbim de localul care s-a obținut, unde a fost secția de votare, la căminul din Sohodor. Ăla este un bun care pentru noi, care mergem acum și beneficiem de el, eu zic că este o rușine. Este o rușine. Nu mai ține mult. Dar eu mi-asum că spun așa. Este o rușine. Mă întorc. Da. Nu merită. Ăla trebuie de rămas și foarte de mai mult faci cu altul nou dacă mi ține. Nu ajung în altă parte. Referitor la banii pentru pregătirea polițistului local, nu sunt de acord să se aloce niciun leu. Atâta timp cât eu vă conving că pe jereoala unui an s-a alocat un miliard. La ce să continui? Ci că, băi, m-am obișnuit, m-am convins că nu-i bun, dar persist în prostie, zic că deja că e greșeala mea. Asta este una. A doua. Zic eu, cum s-ar justifica să dau acum 300 și ceva de milioane de lei pe o sirenă, iar sirena să o ia cineva și o pună jos în ploaie, și o țin acolo, atât cât sirena asta era funcțională. Ducea o comisie acolo, dădea sirena jos, își asuma și o punea într-o locație, găsea acolo o modalitate de a o repune în funcțiune, care era funcțională, și cu banii ăștia găseam un alt loc ușor unde să-i pune. Este punctul meu de vedere. Să înțeleg că faceți amendament acum la proiectul hotărâre? Da. Da? La cele două probleme. Deci, amendament la proiectul hotărâre. Deci ar vrea să vă atrag atenția asupra faptului că montarea sirenii vechi pe un picior sau pe un stâlp, ne costă cât ne costă sirena nouă, vă dați seama. Ați făcut un demis? Da, despre ce vorbim, adică vorbim de sirenul 73, de 73 care trebuie să stea pe un postament extraordinar de puternic, dar că nu zboară din grădini pe la oameni, din casă. Nu e adevărat. Ei, nu e adevărat. Vă trimit mâine o poză. Ei, nu e adevărat. Vă trimit o poză mâine. Trimiteți o poză dumneavoastră. Adică e clar, n-am o ce puternic. Vă trimite eu mâine acolo. Suntem în stare să mergem și noi. N-ai zis, sau ne ajutăm la voi așa. Tot stăm în dunga. O să ne modernizăm. Dar e chestii că eu folosesc zilnic. Păi atunci ar trebui să ne rămânească. Stați un pic. Știți ce spune legea? Din perioada când nu avem sistem de alarmare, funcționează clopotele. Dar cu clopot la biserică. Trage clopot. Trage clopot la biserică. Dar să prea mulți bani pentru sistem funcționează. Găsiți vreau să mai ieftin, dar nimic împotrivă. Eu nu am nimic împotrivă. Oricum, licitația va fi pe SICAP, se pot înscrie el firmii. Cam așa e estimarea felului. Adică dacă avem oameni la gospodării, că ar poate să facă beton, să facă socul ăla care este scris. Serena de pe SICAP, sunt o licitație publică și nu se trebuie direct în lăsatul ăsta. Eu, pentru dumneata, să-i fac, am să o scot pe SICAP, să o vadă toată lumea, să zic așa. Nu am nicio problemă. Vreau să puneți amendamentul domnului. Ce amendament aveți, domnul Bădă? Deci, nu sunteți de acord cu cei 35.000 de lei, da, vreți să rămână la secțiunea de funcționare? Da, și cu cei 8.000 atribuiți pentru școlarizare, decât persoana respectivă nu corespunde din multe puncte de vedere. Da, la care, dacă va fi cazul, spun public, mai bine cu un punct de vedere, care va fi cireașa de pietro. Poate după școlarizare? Nu după școlarizare, înainte de școlarizare, nu poți să faci. Așa, și cei 8.000 de lei unde se facă? Nu se toarnă pe acolo, unde au rămas? Unde s-au rămas? La școlarizare, la bună și servicii. Am înțeles. Rămân la casă. Domnule Belușcă,
poți spune la sfârșitul... Da, da, vreau să-i adresez în întrebare, domnul secretar. Ați făcut referire la articolul 7.7 din punctul 6. Puteți să spuneți ce scrie la punctul 3? Trei simplu sau... Trei, sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari. Da, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer a sumelor necesare pentru decontare. Aceeași referire o face și aici. Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a bonurilor, serviciilor, lucrărilor executate atente solicitărilor de transfer, care se înregistrează la mediile AP până în ultima zi lucrătoare a lunii noului AP pe an, în perioada de derulare a contractului de finanțare, se transferă beneficiarilor până la sfârșitul anului bugetar, în care au fost înregistrate. Am luat la cunoștință când a spus că la ce a spus de referire dumneavoastră la ordonanța de urgență este superioară unui ordin de ministru. Ce am făcut, la ce am făcut referire, apare pe aceeași pagină de cine a spus dumneavoastră punctul 7, la care a spus referire. Adică au scris egale. Adică putem să citim și punctul 3, nu neapărat punctul 7. Ca fi identice. E aceeași punct. E la 3.1, cred că vă referiți, de fapt. Sumele necesare pentru decontare, la 3.1. La mine apare un alt format aici. Eu am făcut un extras. Dar e din aceeași ordine, o ordonanță de care spune asta referire. Da, dar eu spuneam cu totul altceva. Cred că n-am fost înțeleasă. Eu spuneam că nu este incorect. Și doamna contabil vă poate spune cum am consultat. Ne înregistrăm după 30 de zile, ne înregistrăm cu alierața finanței și asta nu este bine pentru bugetul nostru. Și după 90 de zile, și voi chiar să contabil. Depășesc cele 2 minute. Doamna contabil, dacă noi astăzi aprobăm această sumă, în cât timp puteți să-i faceți transfer constructorului? În cât timp? Legal, în cât timp se face? În 10 zile trebuie să stea când mutați banii dintr-o parte în alta. Deci, durează două săptămâni. Există efectiv. O derogare, într-adevăr. Există. Procedura standard este, anunțați la trezorerie, iar cam în două săptămâni își vede constructorul banii. Nu chiar. Între timp vine banii. Nu. Cam apropiere. Nu. Și dacă vin domnul Verușca, apropo pe același principiu, dacă vin de la minister, până intră la noi, până rectificăm bugetul și îi plătim lui, ne ducem în ianuarie? De ce să rectificați bugetul? Păi dar ce vrei să-i faci? Păi nu trebuie rectificat pe Forest Book, cum bag banii în buget ca să poți să-i plătesc lui? Trebuie să-ți capi venit și îi veni de parte. Păi ei, face rectificare de buget și apoi dă mărunțe? Nu, da. Păi dar și bani vine, vine la ce vreau. Domnul Marco, aveți cuvântul, după care domnul Niță și... Adică nu-i ceva, nu vrem noi pentru... Nu poate sistem, permite. Vin și la ei de ce, sărbători, și... Sunt de acord cu ce spuse de domnul Vice. Și cred că banii de pe Sirena și de la poliția locală ar fi mai bine achiziționarea unei autoutilitare. Zile trecute am văzut cum s-a amplasat recipientele. Deci erau legate pe faptul că erau transportate mai decatulos. Și cred că erau... Dar este derulare. Este derulare licitația cu autoutilitară, așa cum a văzut dumneavoastră. Să mă dați. O mașină poliție. Prin... Prin lizi. Domnul Moniță, aveți să domnul primar, vreau să vă întreb. Deci, în contractul ăsta de finanțare, ce prevede? Plata e șablonată în tranșe în funcție de stadiul lucrărilor și acum a cui e? A vedeți. Da, și se face lucrări. Ce funcție de stadiul lucrărilor, da? Ultima plată, tăcână, sau tranșe, nu e aici, dar nu are, în septembrie, nu? În august. În august? Da. Acum nu e de limicitate, nu... Tot. Nu place mai mult lucrul ăsta, nu mă rog. Cine a făcut cac din comisia de recepție la... Domnul președinte, păi ce facem? La ce anume? La ce anume? Domnul primar, ce face? Nu știu ce face, nu știu ce face. Dar discutăm, urmați colegi, vreau să supunem la vot, în prima fază, amendamentul propus de domnul viceprimar. Haideți să formulăm. Deci, banii 35.000 rămân la funcționare. Nu se mai duc către dezvoltare. La gaz. La gaz. La gaz. La poliția și de la... Să-și o să mă duc.
direcția cea bună. 35.000 rămâne la gaz, dar nu i-am luat la gaz. Nu i-am luat la gaz. Auzi de funcționare. Haideți să spunem la vot amendamentul. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abțineri? 11 pentru abțineri. Împotrivă? Și împotrivă? Unde sunt vot? Împotrivă. Să abținem doar Beruș, el era de acord cu Silea. Cu abținere. Eu sunt de acord ca să vă asumați. Suspateți la cară cu polițistul local. L-ați angajat. Și acum este normal ca să suspateți la capul dumneavoastră. Și trebuie omul de cursat, conform legii, am depășit cu cine este pentru proiectul de hotărâre? Cine este pentru proiectul de hotărâre cu amendament? Acum, sincer, vă spun direct în față așa. Deja e pe persoană fizică. Adică se poate duce de aia, vezi ceva personal cu el. Că nu-și face treaba de astea să poți discuta. Am supus la dar că în visație, exact, cu protecție, adică mă gândesc că chiar... Trebuie rămiță? Vă supun eu ca persoană, ca om, ca prezidență. Vă rog să le luați încă o dată. S-a votat. Cine este pentru? Vă rog frumos, le luăm vot. Cine este pentru amendament? Nu am votul. A fost 11 pentru. Cine se abține și cine este împotrivă? O abținere? Înseamnă că domnul Trăistar Bănuț. Eu m-am luat votat mâna aia cu 350 de vot. Domnul Trăistar Bănuț. Domnul Trăistar Bănuț. Domnul Trăistar Bănuț. Deci 12 pentru și o singură abținere. Singură abținere a fost, da? Da, cu amendament. Ok. Și am văzut acolo. Cine este pentru proiectul de hotărâre cu amendament? 1, 2, 3. Dacă e votat la amendamentul, nu-i clar. Și nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Votez amendamentul. Nu mai înțeleg. Nu mai înțeleg. Nu mai înțeleg. Votează pentru amendament și mai votează pentru... Păi ăla e în ansamblu. Abține? Abține? Cine? Abține? Da, da. Păi ați votat amendamentul și mă abține. Dar nu e în ansamblu, am spus la început că voi de politirea tot cu așa, iar dacă vă duceți gazul la... Luați bani de acolo, nu sunt de acord. Proiectul numărul 5. Discuții și interpelări. Cine... Eu am înțeles că am ceva. Nu votează proiectul primul să... Stimați colegi. Stimați colegi. Eu vă rog frumos să mai stăm. Nu, eu nu sunt primar. Stai un pic, nu înțeleg. Nu poți să amendezi un proiect care ești neapusat. Voi stați ok cu domn primar. Că nu votezi, adică amendezi. S-a votat amendamentul. Dar aici o să la votarea proiectului intervine și vă ați venit de bani pe care colegii nu au fost de acord. Asta nu înțelegeți dumneavoastră. Când ajung să votez proiectul, votez amendamentul, că ai spus niște bani. Dar dacă n-a fost vorba de un amendament, vorbim cu referire la suma de bani de 2 miliarde... Poate nu înțeleg eu. Nu înțeleg. Poate și s-au făcut proiectul. Estimați colegi, a trecut proiectul în hotărâre. Dacă haideți să încheiem un pic. Discuții și interpelări, cine vrea să se înscrie. Vă scriți o singură dată, după care închidem. Berușcă? Da, mulțumesc frumos. Talon. Domnul Berușcă. Ați promis ședința trecută
că la următoarea ședință va fi prezent administratorul societății de transport. L-am chemat. Așa. Și mă pune să prindem. Deci, l-am trecut cu el și la fizic, la manifestarea noastră. Eu sunt ceea ce s-a ajuns, mi-e sus zile de azi, la ora 16, așa cum am văzut. Am înțeles. Bun. Da. Îmi puteți spune, vă rog, dacă în ce situație mai avem cu bondul excavatorul, că am văzut că... E în licitație. E în licitație? Da. Da? Deschiderea cu 3. Deschiderea ofertului pe 3 decembrie. Da. Am înțeles. Repararea statului de la Shipotii s-a mai rezolvat acolo, unde a fost stricat? E un lucru. E un lucru acolo. A fost domnul Bejar de la drumuri, au văzut de ce e vorba. La domnul Pintelin face un renovat. Am rezolvat acolo, mai are de rezolvat la Shipotii. Am înțeles. Bun. Asta era o întrebări. Spun și mulțumesc frumos. Domnul Tăval? Domnul președinte, voi fi mai scurt. Domnul președinte, stimați colegi, domnul primar, doamna secretară și vă rog la acest mai ales un an. Hai. Nu știu, de vreo 2 ani de zile în urmă am propus că înainte de fiecare ședință și aici să întunăm imnul național, mai ales acum, în vedere că vine acum în 1 decembrie. Vă rog să faceți un proiect de hotărâre sau nu trebuie, prin lege, la toate probabil e recomandat să, la orice chestie de asta care este oficială, cum este ședința Consiliului Local, că înainte ședință să întuneze imnul național. Nu cred că cineva dintre noi asta este împotrivă să se întuneze imnul național. Vă rog să faceți un proiect, dacă nu, și să, nu știu, cumpărăm un aparat, să nu găsiți o soluție, să... Trebuie să aparatul. Da? 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 De rigoare sunteți consilier. Puteți să reinunția și noi. Am zis că fac. Dacă dorim într-adevăr cu toții, ca la și normal și firesc la începutul fiecărei ședinței întâlnezi imnul național, este o problemă asta. Avem acolo un casetofon, pentru ceva, nu? Nu stai să cânt imnul național, nu cred că o să avem nevoie de scule super performante, să aud în... Ar fi frumos. În mai multe nuanțe, să nu știu cum rezolvă asta. Da, de acord cu asta. La prima ședință o să avem imnul național. A doua problema este tot legat de Ziua Națională. Da. Ce activități s-a organizat? Avem activități la școală cu copii. Nu, că aici, în cadrul primăriei sau... Nu organizăm nimic în cadrul primăriei. Sau la... La școală s-a organizat. La momentul... Nu. Da? Să organizați sau așa, în 1 decembrie este frumos că... Este foarte frumos să organizăm cu copiii, la școală, până la urmă ei sunt... sunt urmașii noștri, vorbim din înaintașii noștri, despre fapte eroice, pe care trebuie să le povestim lor. Nu am terminat, dar să domnul. Dar domnul primar, nu am terminat, nu am terminat. Deci... Vă mai dau un lucru, domnul Calab. Nici unul dintre colegii mei, sau poate eu primit, nu au primit invitație ca să facă ceva la... Deci, dacă îmi cer scuze. Da. Când vă scuzeam la invitație, poate mi-i ca să mai aveți ceva de completat în salat? Deci, nu mulțumesc. Vă mulțumesc, domniță. Vă mulțumesc, domnul Vicei, ce e mai bine venit. V-am adus la proștiți și rândul trecut, așa de luna trecută, de drumul Regiunea Lumare. Dacă aveți în vedere intervenții, balastări, e ceva din sezonul ăsta, îi permite totuși să putem intra în urmă. Tocmai să suntem trebuie să spuneți. Mai am făcut de lucru. Da. Vă rog, să-l spuneți. Am să ne-am spus primar, de balastări. Este imperios necesar ca la nivelul comunei să contactăm o felul, să cumpărăm ceva balast. Avem sume alocate, domnule. Avem sume alocate? Da. Bun. Școala Gimnazială Mirbrăiescu. Noi invităm la ședință. Eu am o discuție. Nu lăsați că era dumneavoastră, era problema. Ce scuze n-a fost la... Spuneți, domnule.
deja ați răspuns. Era vorba de balanțe. Am rămas că am stat în vorbă cu dumneavoastră la capitolul balanțe. Și urmează ca să condamnăm că nu spun să amușă balanțe. Și când timpul permite, nu permite din chiar urgent așa, unde grobile sunt pline cu apă aici în problema, intervenim. Deși firma care avem noi contractul stă acum într-un singur bulur excavator, eu plecat un om zot, capitolul forță din mână, mai greu accesează și pe la noi, pe unde... Deci poate e luna viitoare, de acum interveniți totuși. Trebuie, neapărat, da. Da. Și am o problemă legată de alegerile pe care a fost. Au fost probleme cu listele și cu distribuirea alegătorilor la secții de votare. Mulți care n-au corespus, n-au fost mai aproape de secția de votare respectivă. Au fost arundați în altă parte. Ceea ce duce la imposibilitatea de a vota. Lucrurile se dau loc la interpretări în privința costii alegeri locale sau parlamentare și nu cred că o să dea prea bine iar să ne întâlnim problemele astea. Să încercăm să le reactualizăm, să așezăm de nou. Și la europarlamentare. Și la europarlamentare. Acolo au fost aici, de aici. Au venit să puteți aici ceva și poate să nu supără. Exact. Asta e treaba vechi. Ok, da. Știți, europarlamentarile, acum vă spun și eu că listez și mă ocup și trebuie mă verific. E pe un modul de a ține, dar știu cum se organizează de atâția ani, din mai până acum. A fost timp să fim anunțați, să modificăm pe liste. Este prima dată când aud, că asta nu a fost. Asta vă spun, pe dumneavoastră vă aud acum pentru prima dată că au fost probleme pe liste. Dar vorbim de mai, vorbim eu de pe 10 până pe 24 se puteau face modificări. E posibil să fie intervenit? Nu a intervenit nimeni. Asta se intervine cu aviz de la Tuma de la București. Atunci nu putem explica din Zăvodorul ajuns la... Păi de ce n-am fost anunțați? Asta vă întrebăm. Că au fost probleme din mai. Atunci cei din comisii trebuia să anunțe. Dar și dumneavoastră știați. Eu acum, când am fost la votarea, voi ce vă din comisii, din comisii, au venit să votez. Erau de mine serviți distribuiți. Domnul Miță a fost în comisii de... De asta cum au aflat. Altă dată au venit, au votat și au plecat. Nu știa de unde. Au fost câte cazuri a fost, domnul? Le-ați notat? Nu, dar eu am fost comisia asta. Eu am fost acum la... Au fost câteva situații, oricum, sunt mult, mult mai puțini în față de anii anterioare. Eu v-am ajutat la urmărință. Foarte bine. Alexandra, nu este nicio problemă. Dar o zic, doamna secretară. Da, un pic. Bun. Haideți să întâlnim. Domnul Teamă, dacă vreți să mă ziceți ceva. Uiteți un pic, apropo de listele electorale, trebuie să le înțelegeți și pe noi. Sunt 4.800 și ceva de alegători. Și în momentul în care trebuie să pun nomenclator standard, cu numere cu astea, ei au trebuit repartizați. Dacă nu suntem anunțați în teritoriu, de către dumneavoastră, de către cei din comisie, că mai sunt, pot să mai apară și genul ăsta de... disfuncționalități. Dar trebuie să fim anunțați ca să-i mutăm acolo unde trebuie. Ne spunându-ne nimeni și ne dând o listă. Dom'le, Ionescu Popescu Georgescu nu e acolo, acolo, trebuie, nu putem face nimic. Și o să avem reforșuri inutile și chiar nu putem. Sunt vreo patru, de exemplu, în același nume. Bun, haideți să depășim momentul, am înțeles. Sunoțează. Vom decizi, comunicăm la urmă. Haideți să stați un pic, domnul Tean și domnul Tristav, dacă vreți să ziceți ceva rapid. Haideți să stăm un pic firma care fac o funcție de canalizare acolo cu vădurile. E o nenorocire de la capăt, până de studiam, dacă intrăm așa, acolo nu ești. De ce? Am adus balastru, dar nu mai îți bage balastru pe zona unde o să facă. E un concert, domnul Vici, am stat un pic. Mă rog frumos la legătura cu conceptorul, să vină să-mi rezolvă program acolo. Nu, acum aia spus, nu-i ședință, nu am încălzit. Bun. O să discutăm cu constructorul să vină. Și eu, dar vă rog, cu bielă la Măriuța lipsește? A spus acolo un pot? Nu pot. Măriuța lipsește, cu bielă la Măriuța lipsește. Domnul Tăzăr, mai aveți ceva și... Da. Sunteți invitați în data de 6 la ora 16.30 la șezătoare. Haideți că doar 18 timp. Problema câinilor, doamne. În partea asta de sus, este foarte, deci, sau mulți, și văd că, iarăși,
Nu s-a făcut încă nimic, noi banii am alocat, hai să vedem ce putem face. Și a doua este o urgență foarte mare, am vorbit și domnul Vici cu două becuri aici la monumentul ăsta. Deci, da, este întâi duminică. Duminică, deci, să fie... Păi da, nu există, am fost, deci am anunțat ședința trecută și acum am zis că tot șai ca să nu uităm. Mâine este singura zi, că după aia e întâi. Și să punem becurile acolo, că vor în momentul celor care normal au luptat pentru noi, în 1981. Sănătate și sănătate. Nu? Dar eu spun că trebuie pus. Aia este important. Și, stimați colegi, dacă tot este o problemă cu polițistul comunitar, domnul primar, poate ne... Poate și face un raport de activitate până data viitoare să justifice și el să-l așa, că ar trebui să, să facă toate, toate lucrurile. Am zis să facă și toate lucrurile. Ca să pună pe domnul Vici să stai de vorbă, să-și împartă atribuțiile și sațiile, să colaboreze. Dumneavoastră să le înfățiți. Păi, am zis că eu am spus lucrul ăsta. Nu știu, nu-i clar. Nu, am făcut deja invitația, da, la ora 16:15, 16:30. Puteți invita la așezătoarea comorile neamului românesc. Deci, data de 5, nu? Și o vedite în tradiție. 6? Da, deci 6, da. Nicolae. La ora 16? Da. La 4:30.